Vă salut pe toți. Suntem în prima zi din an 2023. E o vreme frumoasă afară. Este ziua când toți apicultorii și nu numai apicultorii se salută, își doresc un an bun, frumos, plin cu binecuvântări, cu miere multă, cu o familie sănătoasă. Dar eu vreau să vă fac un anunț mai trist. Pot să spun că este zi neagră în lumea apiculturii, fiindcă s-a întâmplat ceva care nimeni dintre noi nu dorim să se întâmple. Vreau să vă anunț că domnul Grigore, cel care îl știți, un om puternic, a pierdut lupta cu viața. Ieri, ultima zi a anului, dimineață, a încetat să mai trăiască. A fost o zi grea pentru noi și cred că pentru toți apicultorii. O boală care a venit așa rapid, nici n-am îndovedit să auzim și uite că s-a terminat. A fost un om puternic, un om care întotdeauna a știut să rezolve orice situație. Și în familie și în stupină. Au fost ani buni, au fost ani răi, au fost ani când Albina a trebuit să fie ținută sub control. El a fost primul care a știut să rezolve situația și întotdeauna a fost cel care a salvat stupina, a salvat familia și întotdeauna a fost cel care nu numai în familia lui, dar și în multe alte familii a rezolvat multe probleme. Și-a adus bucurie și chiar sănătate sufletească. Dar uite că moartea este nemiloasă și îi taie de la rădăcină copacii cei mei puternici, cei mei frumoși. Și s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat. Pentru noi, domnul Grigore, parcă încă trăiește și ușor poți să iubești așa om, dar să-l uiți, eu cred că este imposibil. Îl vom păstra totdeauna în memoria noastră și ori de câte ori o să deschidem un stup, când o să vedem o problemă, o situație, o să ne aducem aminte de el, de sfaturile lui, de îndemnul pe care ne l-a dat, cum să procedăm, cum să rezolvăm orice situație. Eu o să adaug la filmarea asta secvențe din momentele când el a fost pe la noi, până când am fost pe în alte părți. Să nu vă supărați, pentru că dacă nu v-am pus pe toți, pentru că filmarea este lungă. Și acolo, multe momente când el vorbește, când dă sfaturi, când spune ceva, dorim familiei condoleanțele noastre, copiilor, soții care suferă cel mai mult, prietenilor, rudelor și toți cei care iubesc Albina și au avut ce învăța de la el. El a vorbit puțin, dar valoros. Și pentru cei care, domnul Grigore este un om valoros, vă doresc ca Domnul să vă mângâie și să trecem cu bine și peste momentul ăsta, pentru că înțelegem bine că nu putem face absolut nimic.
Domnul să ne aibă pe toți în, în pază și ocrotirea Lui. Domnule Grigore, care și el în mijlocul nostru, o salutăm. Bună ziua, mâinile de mieri. Așa s-l-a ascultat. Mă mai punem tortul, dar depinde de zoni, eu nu știu. Cum credeți? Dacă punem foițe, trebuie obligatoriu și să hrănim. Că după cum primăvara asta ne arată, că două zile e cald, trei zile e frig. Între astea trei zile e cald, trei zile e frig. Între astea trei zile, cât am avut noi până în ziua de azi, care nu a zburat. A zburat o oră, două și era temperatura joasă, practic tot alghina care înșelă apă, îngheța, nu se mai întorce înapoi. Și dacă n-are surse de hrană în stup, nu mai ai la și pune foiță. Care a pus foiță înseamnă că a avut și surse de hrană și în stup și în afară. Trebuie de hrănit, nu? Trebuie de hrănit, numai decât, da. De unde să crească foiță dacă nu-i hrană în stup? Acum, domn Grigore, l-am adus în scutina noastră ca să ne mai dea sfaturi, să ne mai îndrume, să ne mai spună ce mai facem, cum să procedăm. Fiecare an e diferit și fiecare an învățăm câte ceva. Dacă aveți ceva să spuneți, poftim. Ce să spunem, am văzut o stupină frumoasă la noi încă. Salcân încă mai este, ploare, este, eu zic, cuvânt. Mai aproape. Ceea ce am văzut e îmbucurător pentru fiecare stupar. Fiecare apicultor ar dori să aibă situații ca la domnul Sergiu. Eu, de o pildă de situația care este, vă sunt mulțumit. Și la mine, dar ceea ce am văzut la Sergiu, e satisfăcător. E foarte frumos și dacă să-mi prezint Sergiu stup, o să arăte, să vedem cum e în stup de pe cantar. Așa e. Vreau să vă spun că domnul Grigore nu a venit cu mâna goală la stupina noastră și mi-a făcut cadou o daltă apicolă și dalta asta e foarte mare, ca să o înțelegeți, e pentru ramele care au mieri. Asta nu se lucrează când ramele sunt goale. Că dacă lucrezi atunci ți doare mâna, dar dacă ramele sunt grele e de folos. Asta e anume pentru când e anul bogat și este mire. Ia, desfacem, e nou rap, bate pentru albina pasi puțin mai agitată. O să încercăm sus să ne uităm la aici de pe cântar. Vedem ce avem noi aici. Ia să vedem ce e aici. Acum pentru filmare ne uităm să vedem ce au făcut foițele. Că toată lumea interesant ce s-a întâmplat cu foițele în stupină la noi. Ia o leacă ferește și filmează cum vine albina. O stat puțin în fața la ordinier. Așa, ia domnul Grigore. Da. Faceți inaugurare la dal. Da? Da. Cum se lucrează cu dânsa, da? Da. Noi ramele puțin le-am distanțat. Asta e foiță. Da, cam cât are așa, domnul? Cred că cel puțin e 3 kg de mieri pe foiță de anul ăsta. Asta e un rezultat. Da, am început să căpășească, da. Cred că mai departe, Sergiu cu stupul e lui, cantarul e lui. Urhile, dacă nu o strâns trei zile, noi vrem să avem și puiet, mult. Da, și de unde să avem, să crească și foițe, și puiet, polenul să-l strângem și turte să nu-i punem. Da, trebuie să ne dăm întrebarea asta, că trebuie să aibă, dacă nu e în afară, trebuie să aibă un stup. Și fiecare apicultor hotărăște pentru dânsul, vrea e de, vrea nu e de. Uite, eu acum pildă, încă un lucru. Spune. Eu de-o pildă dau, până când nu văd că să fie remele bătute de păstură. Și el în primul rând arată, când n-au nevoie de turt, atunci nici noi eu. Noi dăm turta cu ultrabit, până în momentul de față. Că
mulți... Pentru mine, puietul crescut pe foiță și puietul crescut pe ramă, asta e cu totul altul albine. Da, calitatea la albine și eu îmi schimb cuibul până la salpin. Rame. Cu rame noi, cu albine sănătoase, cu... și când deschid stupul ți-i plăcut, când vezi câteva rame, dacă chiar 4-5 rame schimbate sunt noi, arată altfel stupul. Da, nici nu se discută, pentru mine asta e. Dacă are, nu are posibilitate, nu are și hrăni, mă rog, așa la alege fiecare cultor și alege pentru dâns. Nu, dar avem și un avantaj. La salcâm deja avem faguri noi crescuți, mai adăugăm și la salcâm. Creștem foiță noi în catori și oricum a, trebuie. Cresc caturile în sus, dacă nu punem amu, unde să ajungem pe 3-4 caturi la salcân? Stupină frumoasă am văzut aici. Și stupii... Două zile înapoi. Vă aduceți aminte cum o temperatura cu două zile în urmă, cum era? Foița e samanată. E samanată, da? Da, ne uitând la și e că încă nu e terminată, dar... Deci, semana, da. Da. Mulți se gândesc că dacă e frig, nu o să crească foițele, nu o să fac. Ia uitați-vă ce frumusață. Ia uitați-vă. Da, trântori au. De acum trântori și ieșit sunt. Da, rama e plină cu puiet. Și mai încolo nu faci, se deschide. Dar ridicați, las. Da, ridic dacă este nevoie. Deci cum a ieșit puietul și din nou toarnă. Da, da, da. Nectar, unde a ieșit puietul. Curzi din... Curzi nectar. Curzi nectar, da, este nectar. Și acum noi pus proaspăt, nu? Nu, nu. Nu, nu. Și îi punem unde a fost foița și mai departe Alexandru cu Maior să discuși și singur. Deschis? Hai să punem aici foițele. A, da. Copacul lăsăm, Sergile. Îl lăsăm pentru... E frumos. Îi dă mâncare. Aha. Bun, aici amu e cald, eu nici nu mă uit unde. Pun pe el să-l crească, că aici, că să nu crească șară în copac. Mai gine, îți crești spațiul că... Când îți crească în sus, lasă-ți crească în jos. Mori, trebuie și mi-ai adus încă două la șală întâi. Auzi, Sane, dacă îl mai lăsăm pe ăsta aici... Rodește. Rodește, o să fac capilar mil. Foarte bun pentru cremă. Cum, da, dacă uitați-vă, mâinile s-au uscat. Am arătat da. Domnului Midrigan. Da, și uitați-vă, nu se aruncă nici o... Asta e o metodă foarte bună ca să te păzești și să nu te muști la mâini. Am mai învățat și el, ați vă mai chemat. Da. Da. Eu o las aici. De la Sergiu și la domn Grigoriu și Midrigan învățăm foarte multe lucruri. Dar uitați-vă și, uitați-vă aici, e albină, toată e albină de culoare. Vedeți, prin asta poți spui că e ceva selecție, da. Și e rămasă de la soțul lui, da. Larisa. De la Saic. Eu pot să fac experimente, da, să da. Da, scopul nostru a fost să venim la dumneavoastră în pisacă, să... În cinstea soțului dumneavoastră, că a fost un om bun și noi am fost mirat de fapt și prelungiți lucrul soțului și aveți rezultate foarte bune. Am văzut ceva frumos, demonstrativ, care e îngrijit, e curat și e demirat lucrul ăsta că tot îi corespunde la cerințele zilei de azi. Vedem că și acolo ați pus flori. Îmi demonstrați florile la cei că apicultorii bărbați n-au așa, da. Așa flori. Așa flori, da, asta au fost... Apicultori, astăzi o zi specială pentru mine, fiindcă avem oaspeți, două familii, familia Scutară și familia Blașenco. Noi des ne mai, nu des spun așa, dar ne mai întâlnim din când în când și mai stăm de vorbă, mai împărtășim experiențele noastre și acum mai... Ca și domnul Gheorghe Midrigan, a venit și în ospiție la noi și am venit să ne plimbăm pe stup și dacă l-am prins în special cu domnul Grigori, îi mai dăm câteva întrebări și pentru că tare mult se întreabă legat de tratament, legat de formarea cuiburilor acum și dacă e la noi, îi întrebăm pe dânsii
și părerea au despre Albina anul ăsta, în primul rând? Ce credeți? Cum e Albina anul ăsta în Republica Moldova? Păi și am văzut la domnul Sergiu, are albină calitativă, e pregătită de iarnă, la mine tot așa, dacă să mai spunem, sunt mai slabi, nu intră așa de puternici familii ca anul trecut, dar avem o speranță foarte bună. Albina e calitativă, hrană este, tăți au făcut tratamentele la timp, practic varatoza am eliminat-o după ultimele testări care le-am făcut, din 10 familii, la una au căzut un păduchi, la 1-2 și la 1-3 și am decis că nu mai facem tratament, că n-are sens. Da, e foarte bun. Da, a fost făcut tet la timp și după metoda cum lucrăm noi, anul ăsta am testat benzele de flumitrină, benzele de tauofluvalinat și benzele noastre cu amitrază care le facem. Și când am ultima stropitură cu bipin când am făcut, practic nici nu a fost nevoie, numai le-am făcut din felul ca să fim încrezuți că intrăm fără păduchi în iarnă și avem o perspectivă foarte bună pe la anul, că Dumnezeu ne-a dat ploaie. Chiar dacă sunt mai mici familii anul ăsta ca anul trecut, el iernează foarte bine. Dacă sunt pregătite. Dacă sunt pregătite, dacă e hrana bună și chiar dacă sunt 3, 4, 5, 6 intervale cu albină, pentru iarna noastră care avem în Moldova trecem foarte ușor. Da, și din pricina ca să nu mai îmblă acum cu remile, dacă una nu e pregătită pe iarnă. Da, cu turta o salvez, spunem, că e nu... Din motivul ăsta s-au pus turtii, nu din motivul că n-au mâncare. Păi da, da. Da, și este stabil acolo unde s-au acomodat, e unde e mai comod. Chiar dacă una a început să s-amini, că asta nu-i exclus că la momentul ăsta nu-i cu el. Poate dintr-o sută de familii, 10% s-a amini. 1 la 10, așa. Da. Dar da, puteți să vă dați cu părerea, deci... Ce fel de turte energetice ați pus? Pentru că alții folosesc mierea sau altceva? Acum sunt foarte multe tăți specialiști în apicultură, fiecare își face turt cum vrea. Da. Cei mai buni turt pentru mine și ei care o produc acasă. Eu am luat din diferite turte, chiar și data trecută când am fost la un magazin apicol, am luat și le-am testat. Cei mai buni turte care este, e turta care o produci singur, că știi și pui în turte. 27 de ani. Ați auzit? 27 de ani și deține o stupină în total, cam cât? În total, vă 300. Vă 300 de stup. Vă dați seama cât de mult a avansat bătista. Dar nu-i căsătorit. Da, asta nu-i căsătorit și ne-ai luat vorba înainte. E greutare. Se poate de întrebat de la cât stupi? De la 6 stupi. De la 6 stupi a pornit, da, în 2011. În 2011. Avem 10 ani. 10 ani, practic. Și cine te-a învățat? Cu Gregorie. Domn Grigori, nu sunteți? Se cunoaște că a avut un instructor bun. Da. Dacă vreau să-mi spun ceva, domn Grigori, poftim. Ia spuneți. Care e caracteristica băietului? Numărul de stup îi spune caracteristica. Într-un fel, la momentul de față, are o stupină mai mare ca minim. În trecut și eu sunt bucuros de asta. Că... Are rezultat. Da, are și rezultat. E un băiet foarte bun, o învansat în tăti. Stupurile sunt foarte frumoase, familiile sunt frumoase. Poate că ne deschide și îmi demonstrează și are un stup, 2, 3. Ne deschide, noi putem să vedem și stupina așa cum e amplasată. Nu faci pastoral, pe loc stai, da? Fac pastoral numai la Floarea Soare. Da, vă duci la Floarea Soare. La Floarea Soare. El are două culesuri aici, tine și salpân. Pe loc, da. Ei salpân, asta e un avantaj foarte mult. Pe mine numai salcâmi era pe drum, vedeam. Da, foarte frumos.